am 900 de metri să livrez un motor, o ușă din asta de garaj, știi? Ce să mai treci pe două mașini, cred că atât. Salut! Ăsta nu-i de-al nostru. Pompieri. A, e... Hai de cap, bă, foarte aglomerat, bă, Parisul ăsta. Și-ți dai seama, sunt pe undeva pe la periferie, să zic așa. E dezastru, bă. Nimă, mă, ce culoare faină are asta pe dubă. Un mov din ăla mat. Scuteriști, bicicliști, caschiști, tankiști, hold of tank. Uite, vezi? Ce faine. Trebuia să fi stat dincolo. Dar dai pace, că e bine și pe aici. Și acum? Aici. Dau un pic așa, facem loc și lui ăla. Este un fel de galben. Dă-te, mă, că nu mai mă duc, că-i roșu. Uite, pe aici, pe undeva. Ce mizerie în Parisul ăsta, stai tu liniștit. La câți Coco Jumbo sunt pe aici. Dă-mi un verde. Deja e cald, sunt 25 de grade. Aici nu pot să fac la dreapta, nu, no, că e interzis. Bine, bine, bine. Hop, 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 hop. Stai cu garbage-ul. Și pe aici trebuie să intru. Bine, o fi adresa sau... Sper că vine asta cu elefantul de mașină. O, mare atenție la stâlpii ăștia. La mașini, la ta, la ăla. Picasso, ți-am dat bip. Albastru, a mea e albă, ăla-i stâlp. Ai râs, mă, pe aici, ești nebun. Oh. Bun. Și de aici? Ana. Stai, că ăsta nu poate să intre pe acolo. Deviație. Stai, cum intre? Ce faci, mă? D-
232. Deci ce dracu n-au intrat pe aici? Deci sunt străzi, nu știu. Da, să știu. Ce că e pe aici, pe undeva. Da. Unde îi? Acolo nu o să am unde să mă opresc. Și mai am mașini în spate. O bag aici sus undeva. Poate pe aici, mă. Mai să mai sunăm o dată pe tipul ăsta. Alo? Salut! Cred că am, cred că am ajuns. Da. E ceva bloc în construcție? Nu. Da, da, pe partea asta e o poartă verde mare. O poartă verde mare care normal ori jumătate deschisă, ori încă nu deschisă, nu știu. No, pe partea dreaptă, oare, oare poți suna, hai. Te rog frumos, pe cineva să vină jos? Da, 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 hai băieți, eu știi asta, cuș. Da, da, așteaptă acolo. Așteaptă bine, acolo, sunt da. Cu o mașină de 3,5 tone pusă pe avarie. Bine, servus, Nea Petrică. A închis, ce să-i mai explic. La garson. E, cred că e partea aia verde care era acolo, știi? Dar nu-i problemă. Vin băieții. Vin băieții de la mare. Aoleu, că abia aștept să mă duc în concediu. Din ianuarie vreau să merg în concediu. Nici nu știam unde merg în concediu, dar vreau să merg în concediu. Parlez-vous français, speak English. Da, 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 da. Așa. Așa. Știi cum o să fie, că mă sună și zice, dar nu te văd, unde ești? Trebuie să te uiți mai în stânga. De ce scrie aici? Zâmbește Valentin. Tâmpitul ăla de Robi o scris. Motor, poartă. Ce ai făcut? Ia-ți mai sus acolo, mă, trebuie să mă duc după ei. Am închis tot timpul. All the time. Close. Poartă verde. Caut. De poarta verde, o. Acolo mai sus. Mai sunt din ăștia care zice, haide, parchează, deci să intri pe acolo, pe cotloane, pentru motor din ăsta. Unde dracu-i poarta aia verde, o? Între deschisă și... Ce-o zis ăla? Bă, aici nu sunt porți verzi, mă. Ia ce maciote. Sau aia de acolo? Asta și dă-i pace.
Gata, la, gata, la. Ești prost, la. Cal, bă, frate, ce cald e. Nu vă schimbați oblanele. Pam, 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 pam. Param, pam, pam. Poate aia, mă, de-acolo. Captivus. Jos. Columbus. Oh, la patinar, dacă vrei să mergi. Asta e poartă neagră. Oh, pe aici, pe undeva, ui. Hai că opresc, că n-are rost să...